Salutare cocolișilor și bine v-am regăsit la un joculeț. Ce se întâmplă aici? Felix mi-a pregătit un joc, eu habar n-am despre ce este vorba. Eu zic că o să fie foarte interesant, se pare că suntem într-un fel de salon ciudat, în care plouă și nu știu, suntem într-o pădure. Haideți cocolișilor să apăsați butonașul de cocolic și fiți aici alături de mine. Mamă, vreau să spuneți, cum este la voi afară acum? La mine este ceață. La voi plouă, ninge, este soare. Hai să-i dăm play aici. Mama, a venit fata asta. Sărăcuța, nu are păr, este cheală. Și noi, se pare că nici nu prea vede bine. Așa că o să-i punem niște picături în ochi. În fiecare ochi. Așa. Ok, și se pare că am reparat ochii, măi. Super tare. Acum, să vedem, îi punem păr? Haide, mă, haide să-i punem păr. Uite, dăm continue. Așa, și o să-i punem păr. Bă, mie mi se pare că seamănă cu Wednesday. E adevărat? Și ce facem aici? I-am pus ceva pe cap? Ce chestie asta? Ca să-i fie volum? I-am pus cumva o mască de păr? Mamă, deci fetele astea se dau cu chestii pe care eu nu le știu. Ce facem aici? Oh, un fel de șampon. Ok. Dar eu nu înțeleg de ce am pus o perucă care era murdară și o spălăm abia după. Aveți idee? Uite, deci să știți că mi-am luat și eu o pere dintre astea de silicon. Și atunci când mă spăl pe cap și pun șamponul, dau și cu pere dintre astea. Și să știți că chiar e faină. V-am zis eu că de mult voiam să-mi cumpăr și vreo 2-3 luni m-am... Asta să-mi iau sau să-mi iau și până la urmă mi-a luat-o. Ok, se pare că am spălat-o cu Wednesday pe păr și acum are părul super mega curat. Și am făcut și codiții, măi, ce chiută! Este timpul să o machiem. Eu sunt foarte nemachiată astăzi. Dar o machiem noi pe Wednesday. Ia, ce facem aici? Ia, uite-te, se pare că am dat cu contouring dintre ăsta. Ia, uitați, și acum vom da cu burețelul. Ce ten perfect are acum! Și acum ăsta este creion de sprâncene. Faza este că... Asta este o fată oarecare care seamănă cu Wednesday și pentru că și-a pus perucă și se machiază, se transformă în Wednesday. A apărut deja sezonul 2 sau urmează să apară? Ia ziceți-mi voi în comentarii. Eu vă mărturisesc că nu l-am văzut nici pe primul. Am văzut doar un episod atât. Dar se pare că ne continuăm aici și ne iese super mega bine. Blush. Mi-mi place super tare să mă dau cu blush. Cred că este chestia mea preferată din tot make-up-ul, să mă dau cu blush. Creionul ăsta pentru ce? Mamă, facem pistrui. Am observat că sunt la modă pistrui ăștia. Așa că îi facem și noi. Și pasul final, o dăm cu ruj. Ce drăguț, e super cute. Îmi plac mult buzele ei. Foarte, foarte, foarte frumos. Ce notă primesc? Este superb. Auleu. Asta i-a plăcea foarte mult Carolinei. Ea este topită după toate chestiile care au legătură cu Halloween. Îi place foarte mult. Bun. Mamă, credeți că putem să o facem și pe fata asta? Ce trebuie să luăm de aici? Trebuie să luăm viermișorii ăștia. Bine măcar că sunt gri. Nu știu de ce, dar sunt mai ok pentru că sunt gri. Mai are vreo unul? Acolo, nici nu mă așteptam. Să aibă sprânceană și mai este încă unul. Unde se ascunde? În cealaltă sprânceană. Aha. Ok. Mamă, o machiem direct? Dăm direct cu fond de ten? Credeți că poate fondul de ten să rezolve așa ceva? Puterea fondului de ten! Incredibil, bă, stai că n-are nas, n-are urechi. What? Ce se întâmplă, măi? Incredibil ce am ajuns în societatea asta, să punem urechi și să punem nas, dar n-are nici buze. Ce se întâmplă? Credeți că o să rămână fără buze? Eu cred că vreau să-i punem pe la... Ce-au făcut? Ce facem, bă, frate? I-a scos ochii și punem ochii noi? Dar ce era rău cu ochii aia vechi? Fată, erau buni ochii aia vechi. Care-i problema? Nu vedeai bine? Ai, de capul meu, deci nu mă aștept. Stați să vedeți cât de cute o să facem până la sfârșit. Dar să nu uitați din ce am făcut. O să nu uitați cum arăta la început. Mă, ce drăguță-i. Și acum cu ăsta îi desenăm sprâncenele, pun pariu. Superbe, superbe, mă, frate! O să-i punem buze până la urmă.
Mamă, ce drăguță! Și o dăm și cu ruj. Deci nu uitați puterea machiajului. Ia uitați și voi ce s-a întâmplat. Fată, tu mai ții minte cum era la început înainte să vii la mine? Mai ții minte sau nici măcar mă bagi în seamă? Uite, nici măcar nu se mai uită la mine. Și eu așa am fost întotdeauna. Ia uitați-l și pe The Joker. Cum credeți că arată The Joker dacă îl demachiem? Sau nu? Nu-l demachiem. Ce facem? Ba da, eu zic să-i dăm masca jos. Arată ca un Joker nemachiat. Bă, arată fix la fel, doar că e mai natural. Ia uitați și voi. Arată chiar foarte bine. Oh my god, îl bărbirim. Îl transform în un Moș Crăciun. Și acum îl bărbirim. Ce dinți are! Nu cred. Fraților, oare o să-i dăm culoarea verde jos de pe păr sau credeți că așa este culoarea lor lui naturală? Ia să vedem. S-ar putea să se ducă sau rămâne tot verde? Ia. S-a dat cu un spray sau s-a vopsit? Super bine, îmi place. Dar trebuie să faci ceva cu dinții aia. Trebuie să ți-i îngrijim, mă, nene, mă. Acum l-am uscat pe păr până ce se duce fiecare picătură de apă. Mamă, s-a dus verdele. Dar nu înțeleg ce chestia asta. E ceva pudră pentru volum, pentru păr. Mamă, e un fel de coafor. Ce șmechirie așa. Tu ce vrei să-ți desenezi? Sprânșenele se desenează și la băieți? Nu știam așa ceva. Și mai ce vrei? Ce, nu le-am terminat? Nu le-am făcut bine? Zice că e 97,2. Mă, dar tu ești perfecționist. Așa. Deci te dai cu rimel, dar încă nu ți-ai reparat dinții. Mai degrabă, stăteai și te spălai pe dinți. Vedeți? Și eu m-am spălat pe dinți înainte de video. Să vă spălați și voi, cocoleișilor, să aveți grijă de dinții voștri, că ia uite-te. Vedeți? După ce s-a spălat pe dinți, cât de fain sunt acum? Bă, băieții chiar se dau cu blaș și cu toate chestiile astea. Sau doar în filme. Ia uite-te. Îl dăm și cu ruj. De adevărul e că stă foarte bine. Nu? Felix nu cred că ar fi de acord, dar arată destul de bine. Cu ce? Cu ce vrei să te mai dau cu creionul ăsta? Unde? What? Ce? Ok. Bă, ce chipeș, chipeș. Este chiar foarte chipeș. În engleză, handsome. Super tare. O veni și nenea ăsta. Că au auzit că aici Cocos Cristina face treabă bună. Mai că sperăm să îl ajutăm să își vindece și cicatricile. Mamă, cum se aude, mă, frate, mă! Acum, băiete, stai să vezi că o să-ți fac un păr senzațional. Stai să vezi. Huhu! Nu știu ce chestie este asta, dar e magie. Pentru că i-a crescut părul o grămadă. O fi ceva corean. Că ăștia au chestii șmechere. Hai să vedem, acum te spăl cu perea asta la fel coreană. Bine ați venit la salonul corean al Cocos Cristinei. Hai să vedem. Tot albastru se rămână părul. Eu zic că dacă îl cam prinde bine la ten, numai că trebuie neapărat să îl scăpăm de dinții ăștia așa galbeni și să-i facem dinții albi. Hai să vedem. Stage completed, next stage. Bun, se pare că avem aici un machiaj super mega bun, care, după cum vedeți, ia acoperit toate gropițele astea, toate cicatricile. Și l-am făcut super mega șmecher. Acum îl spălăm pe dinți și în mod magic se și îndreaptă dinții. Ia uite-te. Asta îmi place mult la jocurile astea. Du-te, bă! Du-te! Ce dinți perfect! Îl dă și cu parfum! Ce fel de parfum e ăsta, bă? Kș, 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 kș. Unde vrei să dau cu parfumul ăsta? Bă! Stai că nu știu. Dar nu vrei să-l bei. Ce chestia asta? Ce chestia asta? O poțiune? Eu am crezut că e parfum. E o poțiune magică. În ce se va transforma? Oh, s-a transformat în avatar. Du-te, mă. Acum înțeleg părul. Super tare. Chiar îmi place. Și acum va trebui să-l desenăm așa pe aici, pe față. Și pe eu, sincer, nu am văzut Avatar 2. L-ați văzut? A fost șmen? N-am văzut decât Avatar 1. Acum am mulți ani și mi-a plăcut. Ce fain! Arată senzaționalmente. Hai să vedem cine mai vine la mine la salon.
Dacă îl transformăm pe ăsta... Bă, ăsta se mișcă. Dacă îl transformăm într-un unicorn, ce vrea? Vrea să-i scot... Ai, de cam vrei, vrei să scot chestia asta? Am crezut că te transformă într-un unicorn. Într-un unicorn drăguț. Aoleu, ce fac, te tund? Băi, e creepy rău. E creepy rău. Vă-s foarte curioasă să vedem aici. Aoleu, ce chestia asta? Ce-ți facem? Mamă, ce-ți facem, mă? Acupunctură, ce e asta? Frate, ce chestia asta? What's happening? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, mă? Ce-am pus acolo? Bețișor parfumat? Stai că deci eu nu înțeleg. What? Nu știu ce terapie a fost aia, dar sper că l-a ajutat pe nenea ăsta. Și acum, ia uitați și voi, cu fondul de ten corean. Chiar văzuse reclame dintre astea. Care ai un fond de ten dintre ăsta super mega șmecher și acoperă orice. Bă, dar ce-ai pus masca asta, mă? Asta e mască cu laser, am văzut eu la coreeni. Du-te, bă! Și aici ce vrei să fac? Să-ți scot ochii și să-ți pun ochii noi? Hai de capul meu. Nu știu, bă, dar e nebunie ce facem noi aici. Practic îi punem lentile de contact. Știți? Că nu poți să scoți ochii. Ochii sunt super mega importanti și sunt unici. Hai să vedem. Uite așa, perfect! Perfect! Ce nas drăguț! Dar ce cu dinții, mă? Aia zici că sunt de vampir. Sper că după ce o să-l spălăm pe dinți, o să aibă și el dinții normali. Ia să vedem. Oi, du-te, bă! Băi, fraților, cât de bine arată! V-am zis eu că e ceva Korean pe aici. Asian. Și punem căciula asta? Îi stătea mai bine fără căciulă. Nu e așa că era mai drăguț fără căciulă? Uleu, cine-o vini la noi, mă? Toate mumiile vor să arate cute în ziua de azi. Eu cred că și-o... Ai de mine! Și-o fi făcut vreo operație estetică, ceva. Și acum dăm bandajele jos. Dar câte buburuze s-au pus? Nu dăm buburuzele prima dată la o parte? Mama mia! Cine știe ce terapii de înfrumusețare coreene sunt astea care sunt chiar pe bune. Ia să vedem. Mamă, deci cu ochii acum se uită la mine, ați văzut? Și aici, aaa, din ureche, meu! Acum ce mai trebuie să mai facem? Bă, când îți iau buburuzele astea? Acum? Nu mă așteptam în felul ăsta. Hai de mine cum ghiță e, cum face ca un porc. Ați auzit? Hai de capul meu. Și acum ce facem, ștergem? Mama mia, ar trebui să te spălăm pe față, sincer. Incredibil cum arată. Continuu. Stați, vedeți, vedeți, vedeți. Fondul de ten corean. Sunteți pregătiți? Fondul de ten corean. Ok, hai că a făcut treabă destul de bună. 97,9%. Unde mai trebuie? Așa, 100%. Bă, încă arată cum arată, dar stați, mă, că îi dăm poțiunea asta și oare în ce se transformă? Sunteți curioși? Ia să vedem. În cine se transformă? În cine? Mamă, într-o facă foarte drăguță. Și acum nu-mi zic că vrei alți ochi. Aoleu, i-am scos cu totul. Nu mă așteptam la așa ceva. Mamă, zici că este un extraterestru. Wow! Arată chiar foarte bine. Și acum? Acum vrei să te și machiezi, dar arăți foarte bine la ten. Adică te priește. Te prinde culoarea asta, da? Vrei puțin mai colorată. Bine, mă, frate. Să știți că este foarte bine, chiar și cheală. Până la urmă s-a transformat într-o fată foarte drăguță. Este chiar preferata mea, e super, super cute. De asta hai să vedem, parcă cu cât pui mai mult machiaj, cu atâta poate nu mai este chiar atâta de cute. Unde vrei? Ce mai vrei? Să dau și cu rimel? Ok. Hai că până acum are gusturi bune, fata. Părul ăsta merge puțin pieptănat, îl pieptănăm? Ia uite, stai să vezi că te duc la coafor. Stai, trebuie să punem asta, dar nu știu exact cum se pune.
Așa. La salon. Stați, vedeți? Bă, dar vreau și eu o cășulă dintre asta care te coafează singură. Nu? Ce mai stai este pieptem tu singur? Mamă, ce drăguță e fata asta! E uber mega cute! Îmi place? Ce notă primește? Eu zic că 10, bă, fraților! Haideți să mai vedem cine mai e venit la noi! Cine sunt ăștia? Doamne! Știți dulciurile alea care sunt în formă de... scoici? Sunt la Lidl. Cred că am mâncat prea multe dintre alea. Fraților, asta cred că e o sirenă. Sunteți curioși să vedeți cum arată sirena când e gata? Ia să o înfrumusețăm aici. Sărăcuța cred că a stat prea mult pe malul mării și s-a deshidratat. Ia uite-te. S-au lipit tot felul de scoici pe ea. Și parcă văd că îi scot ceva de pe aici. Dar de unde? De unde îi scoatem? Aici parcă pare umflat. Unde, mă? Stai că eu nu găsesc. Știți că cu instrumentele astea trebuie să scoată ceva, nu? Și unde-i? Din nas? Ah, chestia asta. Așa, ok, am crezut că e un accesoriu de păr. Și ok, are un pește în ochi. Și cum îl scoatem? Bă, fraților. Cum a ajuns peștele la acolo? Viața de sirenă nu e chiar așa de ușoară, hă? Mă, peștucule. Aha, vrei și din partea alaltă. Ok, și acum? Cu ce? Cu penseta? Aoleu, că mi s-a auzit la ochi un sunet. Acum stai fără griji că o să-ți punem acești ochi minunați albaștri și te voi da cu fondul meu de ten corean. Vreau și un fund de ten corean dintr-un ăsta, bă! Dar nu știu dacă e chiar super healthy. Aha, dar nu e chiar fund de ten. Este o cremă reparatoare. Reparatorie. Bun. Și-ți spun laser. Stai să vezi. Stați să vedeți. Sirena. Bă, încă nu e chiar drăguță. Trebuie să mai facem chestii. Trebuie să o spălăm pe dinți, că dinții nu prea o avantajează. Mamă, ce zâmbet! Așa, și trebuie să o spălăm și pe cap. Ce ciudat, o sirenă să se spele pe cap, ea tot timpul stă cu părul în apă, nu? Ar fi, practic, tot timpul curată. Ia, stai să vedem aici. Te spăl, te clătesc. Așa, și stai liniștită că te usuc. Dar eu sunt curioasă dacă mai rămâne sirenă sau s-ar putea așa să se pregătească sirenele când ajung pe uscat. Ia, uite-te. Ce freză credeți că îi place? Poate niște codițe, o coadă așa împletită într-o parte, așa aș zice. Oh, nu, merge pe bucle. Ochii ia-s puțin cam fioroși. Și cred că îi dăm mult mai bine cu sprâncene. Așa, mai avem de desenat puțin la ele că nu-s gata, perfect. Și acum o rimelăm. Sunt foarte curioasă să văd cum arată la final. Și credeți că mai este sirenă? Dar ea totuși este sub apă, vedeți? Este la salon sub apă, pentru că, uitați, sunt bule de apă în spatele, bule de aer. Ia stai să vedem. Mă, e drăguță, dar nu este chiar mega drăguță. Adică are așa ceva puțin fioros. Deși acum parcă dacă se uite într-o parte mai bine. Contează foarte mult privirea unui om. Mamă, să zici că e monstrul lui Frankenstein. Ce vrei să-ți iau gândaci ăștia de pe tine? Păi, angenii. Frate, cum arată. Și stați să vedeți în ce model de scenă îl transformăm. Dinți, îmi place că are dinți frumoși. Deci băiatul ăsta, ce vrei să-i tăiem? Nasul? Părul? Ce să-i tăiem? Aoleu, te fac el. Dar lasă că ți dau eu un tratament de-ți crește părul și îți crește și deja frezat. Are ierbi între dinți. Mamă, ce s-a întâmplat cu nenea ăsta? Nu știu când a fost. Cred că n-a băut destul apă și s-a deshidratat. Haide să avem grijă să bem multă apă. Mamă, mai are cu un viermișor aici în ureche. Uite ăștia. Totul ca totul, dar urechile. Biax. Hai să continuăm. Ce se spălă aici? A, te dau cu un gel de hidratare. Stai să vezi.
I-am luat toată pielea de față! Cred că l-am demachiat prea mult! Oh my god, l-am demachiat de tot! Nu cred, și acum îl machiem! Nu cred! Ai de capul meu! Ce? Vrei să fii fată? O să o transformăm în Wednesday? Stați, stați, că chestia asta, nu știu, da, probabil luată după realitate. Ceva, ceva ciudat se întâmplă. Stați să vedem. Deci punem acele astea. Câte mai vrei și prin care parte? Aici, în partea asta, uite aici. Hai mă, așa. Și acum îi ardem chestia asta. Ai, face ceva pețișoare parfumate. Nu știu ce se întâmplă, mă. Și acum s-a transformat. Ia, uitați și voi. Și pur și simplu nu mai are nevoie decât de un nas. A, mergem pe părul dintre astea, bun. Urechile. Așa. Deci, după cum vedeți, ele n-au viață. Ele sunt așa, lipsite de culoare. Și odată ce le punem, prind culoare. Uite, uite și, și buzele cu dinții ăștia galbeni. Dar îi spălăm acum repede. Nu vă faceți griji că îl transformăm într-aici, într-un, într-un om mai normal. Și vrea și el niște sprâncene, că auzi că se poartă sprâncenele. Bine mă, uite, poftim. E bine așa? M-am priceput? Vrei să dau și cu rimel, mă? Bine măcar că te da puțin tel. Așa, arată bine? Arată bine, cuculeșilor? Băi, oameni buni. Hai să mai facem încă unul, bine? Ultimul. Și cine e ăsta? Ăsta, asta, bă, frate, se uită la mine. A, trebuie să-i scoatem cuțit cu ăstea, cuiele. Mă, mă, dar cum ți-au ajuns cuiele astea? Ce se mai întâmplă aici? Scoatem viermi ăștia din ochi. Sincer, Felix mi-a găsit jocul ăsta că el știe că eu sunt puternică și rezistentă. El, sincer, nu cred că ar rezista să scoată viermișorii ăștia. Ați văzut și voi cum se strâmbă. M-a pus pe mine aici, că știe că eu mă pricep. Și eu n-am nicio treabă, adică, în realitate, cred că mi-ar fi foarte greu. Dar... Auleu! Ce-am scos din ureche? Stai să vezi că mai are încă unul. Ok. Și acum ce facem următoarea? Îi spargem astea, care îi plac lui Felix. Foarte mult, sunt preferatele lui. Ia uite, le spargem și după aceea avem alt instrument cu care le luăm. Uite, le-am spart. Așa. Și acum le luăm cu chestia asta. Bine măcar că nu sunt așa de lungi. Știți că erau altele de 2 metri. Eu sunt foarte curioasă să vedem cum o transformăm pe fata asta. Nu știu, cred că e fată. Voi ce credeți că e? Adică după gât îmi dau seama că gâtul e mai subțire la fete, vedeți? Ia să vedem, continuu. Ce tăiem? Părul, 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 părul. Așa. I-am tăiat părul. Bun. Și acum? Te spăl? Ah, o hidratăm. Ia uitați. Ce chiu... Ah, nu numai că o hidratăm, chiar o curățăm pentru că era foarte, foarte murdară. Ia uitați cât de curată este acum, vedeți? Și acum scoatem ochiul ăsta și punem un ochi mai bun. Mamă, n-are ochi deloc. Pur și simplu a zis că vreau și o să am ochii, ochii la fel. Ia uite-te. Perfect, mă! Super tare. Și acum te voi da cu machiaj. Mie mi se pare că seamănă așa puțin cu o pisicuță. Nu știu de ce. Parcă îi lipsesc mustăcioarele. Să vedem noi în ce se transformă. Oh, e o păpușă! Bă, dar e o păpușă vie. Astea sprâncenile sunt puțin cam ciudate. E Annabelle? Nu știu cine-i, dar... cred că am văzut odată un film. Am fost la cinema și era cu o păpușă care seamănă cu asta, mă. Dar nu mă gândeam că o să ajung să o machiez vreodată. Stați că la păpuși le place cu mult blush. Le place să fie super roșii în obraj. Și rujul ăsta te prinde mai bine. Oh, ce drăguț ai! 97,6%? Dar unde nu te-am mai dat cu ruj? Așa, perfect! Perfect! Haideți, mă! Este puțin creepy. Dar eu zic că am făcut o treabă excelentă. Nu știu exact câte capitole dintre astea mai avem, dar apăsați butonașul de cocolac și spuneți-mi dacă vreți să mai facem. Pentru că e chiar interesant jocul, adică ați văzut că au venit tot felul de creaturi la noi, cum că nu pot să le zic oameni, că toți erau foarte ciudați și diferiți.
Dar am făcut treabă excelentă, așa că dacă mai vreți un episod, apăsați butonașul de coco like și ne vedem data viitoare. Pa!